Nou Rembrandt în România. Da, Este vorba da. despre Laurențiu Pupa, un pictor din Galați care folosește în lucrările sale clarobscurul, o tehnică devenită marca celebrului artist olandez. Clarobscurul sau tehnica Rembrandt este un procedeu grafic și pictural cu ajutorul căruia se obține redarea volumelor prin distribuirea gradată a umbrei și a luminii sau prin efecte de contrast puternice. Dacă în teorie mulți artiști plastici au reușit să-și aducă o contribuție, în practică însă se pare că tehnica a dispărut odată cu marele pictor olandez. În urmă cu 22 de ani, Laurențiu Popa a primit primul său album de Rembrandt. A descoperit atunci tehnica celebrului pictor care l-a fascinat. Când m-am apucat, să spunem așa, de pictură mai serios, mi-am spus dintotdeauna că e o meserie de viitor, o meserie de bază și că, de fapt, trebuie să mă văd doar pictor, nu altceva în viața asta. Ultimii 17 ani a petrecut în străinătate. A lucrat la restaurarea unor picturi din Franța și a expus propriile lucrări în Olanda și Anglia. A predat tehnica lui Rembrandt în Italia. Picturile sale se regăsesc astăzi în zeci de colecții particulare din Europa de Vest. Expunerea internațională l-a motivat pe artist să continue să creeze. O recunoaște chiar și profesorul său, celebrul caricaturist Ștefan Popa Popas. În momentul când ai văzut în afara țării, existi. Sita este gradul de cultură pe care l-au și cei de afară vis-a-vis de lucrările tale. În toamnă, Laurențiu Popa va expune din nou în Italia, la Porto Sant'Elpidio, unde va primi și titlul de cetățean de onoare al orașului. De câteva luni, tânărul artist s-a retras în micul său atelier de la țară, unde așterne pe pânză portrete care l-au impresionat de-a lungul anilor, dar nu a avut timp până acum să le transforme în tablouri. Laurențiu Popa își mai dorește ceva, să fie apreciat și în țară, la fel cum e în străinătate. Sunt sătul într-o oarecare măsură, să tot cu trei țările astea și străinătățurile. Aș vrea și eu cumva să mă așez sub copacul ăsta, mi-e bine.